Cristian Brancu. Te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Dragi prieteni, dragi domni, am o primă întrebare absolut logică pentru toți cei care circulă în orice fel de oraș din România. Că e înghesuială, acum înțeleg. Că sunt foarte multe mașini, domne, oamenii s-au hotărât să umble cu mașina. Întrebarea este, după sărbători, unde dispar oamenii aia? Înțelegeți? Adică de ce acum e înghesuială? Pot să înțeleg, domne, scot oamenii mașinile cu care nu umblau. Dar după aia ce fac? Adică folosesc mașinile doar de Crăciun? Bă, foarte tare. În orice caz, și astăzi o să avem lucruri foarte interesante. Hai să vedem titlurile zilei și după aia, încetul cu încetul, se drege oțetul. De ce, Doamne, să trag eu tot ce-a greșit neamul meu? 9 rânduri de păcate le trag eu acum pe toate. Noi acuzații grave vin din partea avocatei surorilor regretatului artist Petrică Mâțu Stoian la adresa impresarului Doru Gușman. Stați cu noi și veți afla în doar câteva minute ce spune aceasta despre toate declarațiile publice pe care Doru Gușman le-a făcut în exclusivitate în cadrul emisiunii Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! De ce, Doamne, să trag eu tot ce-a greșit neamul meu? 9 rânduri de păcate le trag eu acum pe toate. Deși are un program încărcat, Iuliana Marciuc are grijă să petreacă timp de calitate alături de cei mai dragi oameni ai sufletului său. Ce preocupări năstrușnice au! Ne adaptăm, dar aia, asta e, mă, băiatule! ITV! Cum arată David, fiul Iulianei Marciuc și a lui Adrian Enache, și ce a moștenit de la minunații săi părinți, aflați astăzi, doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Rupt topurile muzicale cu piesa Toate diamantele și scoate hit după hit. Luis Gabriel vine azi la Exclusiv VIP și o să-i aflăm toate secretele. Imediat! Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Cum a dat lovitura artistul și ce plănuiește pentru acest sfârșit de an, dacă e greu sau nu să fii în trending și care e cel mai mare vis al său, Luis Gabriel îi spune tot lui Cristi Brancu. Stați cu noi și ascultați și noul său hit în colaborare cu Shondi, doar la Exclusiv VIP. Care-i treaba? Bine, discoteca, nu e bine. Da, doamnelor și domnilor, e bine, e vineri în toată țara. Avem însă un om foarte informat în acest moment alături de noi, în afară de Morris, care e pe modul petrecere. S-a dat drumul acum, nu mai sunt restricții, începe petrecerile, muncește și omul mai mult decât muncește de obicei. Mergem acum către un om extrem de informat în legătură cu situația, cu împrejurările legate de ceea ce înseamnă moștenirea lui Petrică Mâțu Stoian. Îi mulțumim foarte mult, doamnei avocat Carmen Obârșanu, care o reprezintă pe surorile lui Petrică Mâțu Stoian, pentru că trebuie să lămurim. Am ascultat-o pe doamna Maria Tărchilă. Domnul Gușman a fost deja de două ori cu anumite puncte de vedere și partea sa de poveste. Acum trebuie să vedem exact ce se întâmplă. Să rămână, doamna Obârșanu. Bună ziua!
Haideți să vedem exact, pentru că doamna Tărchilă, într-un gest de maturitate, aș spune, a spus: domne, eu nu vreau să vorbesc acum, deja se vorbește despre procese, dau în judecată, domnul Gușma spune că o dă în judecată pe doamna Tărchilă pentru cele spuse. Ce ne puteți spune dumneavoastră în legătură cu demersurile pe care le fac surorile lui Petrică Mânțu Stoian? Ce informații sunt și ce părere aveți de toate lucrurile, apropo de lucrurile pe care le spune domnul Gușman în sfera publică? Deci, cu privire la așa zise procese pornite în partea familiei lui Mânțu Stoian, este un fake news. Deci nu este nimic adevărat. Nu s-a pus problema absolut să dea în judecată cineva pe altcineva, ci singurul lucru la ora actuală este să își plângă mortul, să treacă cele 40 de zile, să vedem cine este vinovat de moartea acestui om care a murit cu zile și în rest nimic mai, altceva mai important. Cu privire la moștenire, vă rog. Moștenirea aparține de drept familiei. Nu există niciun testament, nu există niciun fel de manifestare din partea defunctului pentru a acorda drepturile sale altor persoane și totul ceea ce se face este strict problema familiei. Bun. Niciun conflict nu este cu domnul Gușman. Perfect. Am câteva informații din declarația dumneavoastră și de aceea vreau să le întărim. Dumneavoastră a spus că familia este interesată să vadă împrejurările și cine este vinovat. Domnul Gușman spunea ieri pe bună dreptate că el nu poate să facă, că n-are niciun drept, pentru că el nu este rudă cu Petrică Mânțu Stoian. Prin urmare, familia dorește să lămurească împrejurările și să declanșeze un proces sau o anchetă în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la acea clinică? Stop, până aici. Deci, familia vrea să afle contextul în care a murit fratele lor. Deci, fratele celor două surori. În ce situație s-a întâmplat această tragedie? Pentru că ce s-a întâmplat acolo nu este singular. Deci nu este un caz singular. Au fost și alte victime ale acestei pseudoclinici care a acționat, eu vă spun, să vă gândiți la ce dosare penale se vor face, pentru că aceste clinici lucrau pe sume foarte mari, această clinică, dar veniturile lor sunt pe zero și sub pe datorii. Bine, sigur, aveți dovezi pentru toate lucrurile astea? Aveți hârtie, ați adunat? Da. Bun. Este vorba de declarația, vă spun din start, este vorba de declarația medicului, este vorba de contractul care a fost încheiat cu Petre Mătu Stoian și știm valoarea, și este vorba de ceea ce s-a publicat pe site cu privire la veniturile și la traseul financiar al firmelor. Da. O să vă rog, dacă puteți, poate mai târziu, după ce închidem telefonul, să ne trimiteți aceste documente și cu titlul de anonimat să spunem: domnule, le-am văzut, așa sau lucrurile, pentru că reglementările CNA sunt foarte clare. Poate să le și dumneavoastră, puneți cele două societăți, le puneți pe site și căutați informațiile de la Ministerul Finanțelor și acolo o să vedeți veniturile și realizările. Bun, mai departe. Bun, asta este. În legătură cu ceea ce înseamnă moștenirea, aici că putem vorbim iarăși în sfera legalității, că vorbim cu un avocat. Prin urmare, e vorba despre ceea ce rezultă din vânzarea părților în firmele în care a fost Petrică Mânțu Stoian, pentru că se pare că pe numele marelui artist nu se aflau bunuri. Nu știm încă. Încă nu s-a terminat ancheta, așa zis, investigația pe care o face notarul. A fost sesizat un notar cu deschiderea succesiunii și notarul respectiv a făcut adrese la toate instituțiile competente. Bun. Ceea ce este de reținut, că domnul Gușman pronunța cuvântul minciuni legat de apartamente, de faptul că Petrică ar fi ajutat familia domnului Gușman pentru ca aceasta să aibă mai multe bunuri. Aveți un punct de vedere legat de acest dialog între doamna Tărchilă și domnul Gușman? Nu s-au certat absolut deloc cei doi. Nu s-au certat cei doi deloc. Mai mult, domnul Gușman a avut niște discuții, dar în limitele
bunului simț, nu pot să-l acuz nici pe domnul Gușman că a avut o tonalitate față de doamna Tărchilă, nici pe doamna Tărchilă că a fost o manifestare din partea dânsii împotriva domnului Gușman. Nu, a fost o discuție între oameni, unul rudă, celălalt prieten al defunctului și urmează, după ce se vor face cuvenitele parastase, să aibă o întâlnire în familie și atunci să decide ce au de făcut. Din câte înțeleg, mâine este parastasul, nu? Da. Și să vedem ce vor face, pentru că eu astăzi n-am mai vorbit cu doamna Tărchilă. Din ce înțeleg până la urmă, familia lui Petrică, adică surorile, da, pentru că familia este formată din surori, restul sunt prieteni pe care Petrică poate i-a considerat familie. Mai sunt și doi nepoți, care provin de la un frate predecedat. Bun. Trei nepoți. Din câte înțeleg, familia dorește o atmosferă calmă pentru evenimentul de mâine, da, pentru comemorare, dar... De asta vreau să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că teoretic ar trebui să pregătiți o apărare, pentru că domnul Gușman a spus răspicat ieri în emisiune că o va da în judecată pe doamna Tărchilă pentru cele spuse. Auziți, lăsați-l pe domnul Gușman, este oltean, îi place să mai creeze, a lucrat cu vedete în televiziune și știe să mai ridice așa atmosfera, să mai încălzească atmosfera. Astăzi spune una, mâine o să vedeți că o să plângă lângă crucea lui Mățu Soian, că au fost prieteni, hai să zicem, îi respectăm relația aceasta, dar să nu pornim de la ideea că dânsii se vor certa. Nu, categoric. Bun. Doamna Tărchilă nu este femeia conflictuală. Da, asta să știți că am reținut și am văzut din prima, pentru că doamna Tărchilă a spus nu-mi trebuie nimic, vreau doar ca acea locuință de la Izverna să fie casă memorială și pentru asta doamna înțeleg că dorește să facă toate aceste demersuri pentru a face acolo o casă memorială, nu că ar vrea să îmbogățească de pe urma lui Petrică, eu așa am înțeles. Nu îmi dorește absolut nimic să creeze atmosferă, o să discutăm, o să vedem ce avem de făcut, o să avem și discuții cu domnul Gușman, să treacă cele 6 săptămâni, să se ridice, cum se spune, sufletul la cer și după aceea să stabilim împreună ce este de făcut. Sigur, acum vă mai țin 2 minute, rămâne de lămurit, repet, și cu ceea ce înseamnă părțile sociale și tot ceea ce înseamnă moștenirea, pentru că de acolo poate lucrurile trebuie lămurite, poate va fi locul unei negocieri, nu-i așa? Cu părțile sociale care revin după defunct, nu mai este loc de negociere. Acelea sunt ale moștenitorilor. Da. Iar din câte am înțeles, domnul Gușman nu are niciun fel de pretenții la partea surorilor, al moștenitorilor lui Mățu Stoian. Deci nu are niciun fel de pretenție. Eu sunt convinsă că se va ajunge la un consens și nu va fi niciun fel de altă problemă. Și atunci, doamnă, de unde toată această inflamare din ultimele 4 zile? Din partea dumneavoastră a reprezentanților presei. Păi ce, doamnă, eu i-am pus ceva în gura doamnei Tărchilă? Nu e vorba că a spus în gura doamnei Tărchilă, ci a pus la titluri pompoase. Adică doamna a spus un punct de vedere, domnul Gușman a spus un punct de vedere, punct. Adică... Li s-a aruncat mingea la fileu și fiecare la nervi a mai zis câte ceva. Aia e. Deci dacă oamenii au spus la nervi, nu ne-a pus nimeni, mă scuzați pe românește, sula în coastă. Nu, domnule, dar cred că ar trebui să mai fie lăsată familia să se gândească acum în perioada asta... Este și perioada, cred că, a postului, nu prea o am eu cu biserica, așa dar este perioada asta a postului și trebuie să finalizăm. După aceea, vă spun, o luăm de la capăt și ne uităm. Dar nu vă gândiți că până acum am stat cu mâinile în sân, am căutat probe, am căutat acte, avem deci... de... Marfă. După pomenirea care va fi mâine, putem, se pot relua, sau chiar și cu dumneavoastră putem relua o discuție și în măsura în care aveți amănunte noi, pe noi ne interesează amănuntele din punct de vedere strict legal și ce ați găsit. Vorbele și bârfele nu ne-au interesat deloc în povestea asta, deși sunt tone. Nu. Atunci, vă mulțumim foarte mult pentru precizări și o să ne auzim, pentru că tot ceea ce trebuie să iasă la lumină este doar adevărul.
Mulțumim mult și noi. Bine, doamna Obărșanu a fost alături de noi și mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Prin urmare, doamnelor și domnilor, ați înțeles mesajul. Pace, pentru că urmează o pomenire și oamenii se vor vedea acolo. Sunt convins că doamna Tărchilă nu-și dorește să aibă vreo întâlnire tensionată la căpătâiul lui Petrică Mățu Stoian, să fie schimbate vorbe grele, prin urmare, liniște. După aceea vom vedea. Doamnelor și domnilor, am câteva filmări absolut excepționale de acasă, de la Iuliana Marciuc, care este aici. Bună seara! Zicem deja bună seara, pentru că la ora asta e aproape întuneric. Păi nu, și de fapt, dacă vrei de dimineață să pleci undeva și să ajungi în alt loc, tot seara să faci. Adică nu e niciun fel de îndoială, oricum ai face, te prinde seara și nu știi de ce. Exact, bine te-am regăsit, bine v-am regăsit. Iuliana, în afară de faptul că știți că într-o bună zi ne-a făcut bucuria și a fost alături de noi în concursul Exclusiv Chef, are foarte multe lucruri interesante profesional, dar și am văzut câteva filmări absolut adorabile de la voi de acasă. Dacă o să avem filmările și o să ne dați, pe mine m-a cucerit faza cu ping-pongul cu hârtiile. Cu sulurile de hârtie igienică. Eu aia mi s-a părut. În plină pandemie. Da. Am luat am intrat în Dedeman, uite, că am zis o filmare. Nu mai spune firma că mă mănânci. Am intrat într-un magazin exact câteva ore înainte să se închidă de tot. Nu am găsit plasă de ping-pong. Da, Adrian observ că joacă cu un făraș mic. Excelent! Iar David joacă cu paleta de ping-pong. Dar ce este interesant este că Adrian se descurcă și cu fărașul. Păi și cu fărașul, da. Ceea ce înseamnă că e băiat de casă. Da, că nu se descurcă oricine. Da. Chiar un face simbol, curat? Doar un simbol. Și asta am făcut noi în pandemie, apropo de cât trebuia să fii de inventiv în pandemie. Foarte tare. Da. Da, și a crescut băiatul. Bine, asta e anul trecut. Acum a crescut și mai mult. Doamnelor și domnilor, am primit 16 ani. Eu vorbesc acum ca moșii ăia. Că eu am văzut, l-am văzut exact când s-a născuse. Ceea ce este adevărat. Cred că l-ai văzut parcă la prima lui plimbare în parc. La prima plimbare, fotografii noștri erau acolo. Pac, pac, de asta spun. Îl știu, știi, cam bancul ăla cu Ștefan Jemare. Îl știu de cât erau atâtica. Da, foarte tare. Mai avem și o altă filmare apropo de sportul în familie. Aici este deja o filmare mai serioasă. Vorbim tot despre perioada de pandemie, dar am continuat ulterior. E Mohamed Jbara, instructorul de cai al lui David. Bravo. Și este David care a început să călărească și continuă, pentru că i-a plăcut foarte mult. A fost unul dintre sporturile care s-au putut face în acea perioadă. Vezi că nu prea e multă lume, pentru că era aer liber. Era totuși în aer liber, dar el a continuat și îi place foarte mult și progresează foarte mult. Între timp mai este din când în când cu sultanul, că așa îi se spune acestui instructor, sultanul, mai român decât mulți români din Asta Siria. Asta e calul lui? Nu este calul lui, nu i-am cumpărat un cal, dar nici nu ne-a cerut încă, așa că te rog fără idei. Doamnelor și domnilor, reformulez. Acesta este calul pe care călărește este, David? Exact, dar unul dintre ei. Sultanul are mai mulți, dar unul dintre ei este ăsta. Și văd că îi place și asta mă bucură, da. Da, doamnelor și ai umblat, ai cotrobăit tu pe undeva de-ai găsit filmulețele astea. Mă rog frumos, sursele nu se divulgă, mă, Iulian. După atâta coabitare cu media, ca să zic așa, pentru că tu ai făcut emisiuni care n-au avut legătură cu ancheta, ca să zic așa. Cu ancheta? Destul de puțin. Anchete, în general. Tu ai făcut emisiuni. Destine, nu. Chestii, destine, socotel, divertisment. Destine, sunt povești adevărate cu oameni obișnuiți, puși acolo în situații. Acolo toată lumea vine și spune singură. Da. Acolo vine, da, cine vrea să vină și să-și pună povestea și există povești foarte bune, zic eu. Mai departe, cum să spun, Viața bate filmul era un titlu unei colege de ale noastre. Și mi-amintesc că în cartea Destine ca în filme, volumul 2, te-am introdus cu cumva... Ce am făcut? A, nu. Uite, nu, mă, vezi, ai fost în lucrarea ta de doctorat. În lucrarea de doctorat. Se numea Zei de Mucava. Exact. E o carte și mi-a trimis Iuliana niște întrebări și sunt într-o companie foarte... Am fost și la lansare. Băi, suntem oameni de cultură, ce Dumnezeu. Vreau să știu dacă luăm acum publicitatea sau vorbim... Luăm publicitate pentru că Iuliana are un anunț important de făcut, extrem de interesant.
Legat de Eurovision, suntem în plină înscriere la Eurovision. Băi, se vede că sunt, băi, nu știți să vinde, bă, lasă-mă, mă. Deci are un anunț important de făcut. Trebuia să vă uitați și la publicitate și să nu ne părăsiți, pe oricum e important. Că mai avem o filmare pe care Iuliana nu știa că noi am obținut-o. Publicitate! De-abia acum devine interesant. Leonard Doroftei ne deschide astăzi ușa casei lui din Canada. Ce face fost pugilist la aproape 3 ani de când s-a mutat definitiv din România, ne spune doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei este un afacerist de milioane. Cu ce se ocupă Adrian, dar și cum s-a obișnuit întreaga familie cu mutarea în Canada, aflați imediat, doar dacă stați cu noi. Da, doamnelor și domnilor, filmare, cum e la televiziunile alea? Doamnelor și domnilor, răsunare de situații. O filmare incendiară va intra chiar în câteva minute. Stați cu noi, Breaking News, doamnelor și domnilor. V-am speriat destul, mă? Da, bun. Doamnelor și domnilor, suntem cu Iuliana Marciuc. Avem asta e Breaking News. Atenție mare că Iuliana are un fel de Breaking News, dar chiar foarte important, pentru toată lumea muzical. Deci, că tot ne urmăriți de scandalul ăla cu Credit Damu, cu Horia Muculescu, că s-a făcut valuri mari. Au intrat oamenii, trebuie să vă anunțăm, dragi, că știu că ne urmăriți, dragi artiști, compozitori, cântăreți, urmează un anunț important pentru țară. Iuliana. Suntem în plină perioadă de preselecție pentru Selecția Națională Eurovision 2022. Preiau eu legătura. Deci, nu se mai face ca ultimii 2 ani, când a pus-o pe săraca pentru concursul ăla. În rest e un artist care e în top, care e un produs muzical interesant cu publicul ei. N-avea nicio treabă, draga de Roxanne, cu concursul ăla. Nu se mai face așa, așa că e ca înainte, că atâtea lumea venea și spune, domne, trei stariu. Atâția oameni spuneau, domne, de ce nu mai este preselecție? Na, frate, e preselecție. Zi, Iulian. Este preselecție, suntem în plină perioadă când de preselecție. Treaba? A început pe 29 noiembrie. Și când se termină? Pe data de 19 decembrie. Atenție adică mai mare! Sunt două weekenduri, că știu că artiștii lucrează foarte mult în weekend la piese. E, compozitori români și străini, artiști români și străini. Singura noastră condiție este ca artistul să cânte, să aibă o experiență de scenă, să aibă o voce bună. Să nu fi fost lansată piesa. Să nu fi fost lansată, live, adică... să știe să cânte live și să aibă experiență de scenă. Piesa să nu fie lansată decât după septembrie 2022. 2021. Și compoziția să fie pentru Eurovision. Da. Cu un deci... mesaj frumos, un cântec cu un text... cu un mesaj, nu? Da. Motivul pentru care noi facem acest demers, chit că este produsul altei televiziuni, este că mie mi se pare că, și cred eu că Eurovision este un campionat european este al României. Muzicii, iar cine se duce acolo e ca o echipă națională a României. Și cu echipa națională, anunțurile legate de echipa națională, toți le dăm. Că o să-l vedeți pe Hagi puțin mai târziu în emisiunea noastră. Ai și dreptate. Pe Leonard Doroftei, care a însemnat România în locul cel mai de sus. Ai dreptate și îți mulțumesc într-adevăr pentru găzduire, da, Eurovisionul este al televiziunii române pentru că televiziunea română în calitate de membru EBU este singura care poate organiza Selecția Națională Eurovision și care poate participa la Eurovisionul în finală în anul în 2022, în mai, la Torino, că în e Italia. Plătit, nu se mai întâmplă ca pe vreun Ovidiu Anton Săracu? Da, exact, exact. Și atunci am fost în echipă și atunci la Baia Mare într-o selecție foarte frumoasă, într-un spectacol foarte
foarte frumos, a câștigat Ovidiu Antan și o piesă foarte bună. Am fost atunci și la Stockholm și am prezentat piesa, pentru că după ce toate țările termină de ales piesele, există o întâlnire a șefilor de delegație în care fiecare își prezintă piesa. Și atunci am fost și am prezentat piesa lui Ovidiu Anton și după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mă rog, morții cu morții, vii cu vii. Ne pare foarte rău că a fost așa. Anul acesta nu mai sunt probleme. Așteptăm să se înscrie cât mai mulți. Deci până pe cât? Până pe 19 decembrie. Păi 19 decembrie este weekendul celălalt. Exact. După care, în data de 23 decembrie, se vor anunța semifinaliștii. Și conform regulamentului care este afișat pe site-ul nostru, începe semifinala cu două etape și finala din 5 martie. Așadar, în 5 martie, printr-un show Știm de televiziune, așteptăm reprezentatul României. Mai umblați prin țară cum ați mai umblat atunci de făceați? Nu, anul acesta nu. Anul acesta suntem în București cu semifinala, să vedem și cu COVID, finala ce o să se întâmple. E mai complicat să organizezi prin țară. Da, deși unele spectacole țin minte că erau chiar foarte interesante până diverse locuri. Duc aminte când ați făcut... Și în Salină. În Salină ați făcut, aia a fost foarte mișto, când a fost un concert acolo. Direcția 5. Da. După, nu mai știu, după finală, foarte mișto. Adică a fost bine. Într-o perioadă când se făcea preselecție. Selecția națională este despre competiție, iar competiția naște progresul. Eu așa spun și performanța în special. În atenția domnului Mihai Trăistariu, că el este. Domnul Mihai Trăistariu, s-a dat drumul la treabă, pagă mare. Acum să știi că l-așteptăm sigur pe Mihai. Nu, el vine sigur, nu vă faceți, el deja știe. El vine sigur doar dacă are o piesă bună. N-are Mihai piesă? Nu știu, așteptăm. Nu există așa ceva. Oricum, pot fi și compozitori străini. Și-a pregătit el piesa. Pot fi și compozitori străini, pot fi și compozitori români, sigur că îi așteptăm cu mare drag. Pot fi și voci ale tinerilor. Uite, anul trecut în pandemie și noi am vorbit, am descoperit festivalurile de voci bune, extraordinare. De voci, festivaluri naționale și internaționale și tu știi cum l-am descoperit, că am organizat eu în pandemie de la mine din casă primul festival online, s-a numit Good Vibes. Da, vorbim, am făcut și online. Și am vorbit am făcut un online frumos acolo. E, cu prilejul acestui festival, care acum este deja la anul, va fi la a treia ediție, uite că avem tradiție, mulțumesc, am descoperit această lume a festivalurilor naționale și internaționale pentru copii, pentru adolescenți, pe scenă trebuie să ai 16 ani împliniți, deci pot fi și voci din acest domeniu. Important e să găsească un compozitor cu o piesă foarte bună. Aceste voci nemaipomenite care au experiență de scenă, care știu ce înseamnă a se cânta live într-un spectacol, pentru că festivalurile internaționale toate sunt live, toate sunt pe scenă. Și la fel festivalurile naționale. Și bineînțeles compozitorii se revine, așa cum am spus, la selecția națională, deci îi așteptăm pe toți, cu mare respect, cu dorință de transparență și corectitudine. Foarte bine. Doamnelor și domnilor, în încheierea întâlnirii noastre, să vedem acum, doamnelor și domnilor, această filmare de-a dreptul spectaculoasă. Așadar, doar intră în scenă luptătorii. Ia să vedem. Cine e aici? În jurul corpului. Mai Cristi. Este tot în timpul pandemiei. Înțelegi? Este Pufi acolo în mijloc. Da, Pufi este cățelul, ca să se înțeleagă. Cățelul. Și David se pregătește, dat fiind faptul că el este la școala de film, la Academia Buftea. Uite-l cum se pregătește să folosească și sabia. Iar în fața lui este instructorul călare, cel pe care l-ai văzut pe cal mai devreme. Sultanul Mohamed Jbara. Asta e la noi în curte. Și uite, îmi place că David are preocupări totale legate de ceea ce înseamnă un viitor actor, nu? Sau când era mic mi-a spus actoi. Știi că mi-a spus mie, cred că Daniela Nane, că trebuie să întreb copilul până în 7 ani ce dorește să devină și ce răspunde vocea aceea și sinceritatea aceea a sufletului până în 7 ani, acel lucru se va întâmpla. Și uite, mi s-a cam făcut pielea de găină, pentru că mi-am adus aminte că avea vreo 4 ani, nu-l spunea pe râu și a spus că vrea să devină actoi. Actoi. Și uite cum acum, peste timp, el este la școală de film și intră în scenă. Da, interesant. O să-i folosească. David. Nu știu de unde ai luat asta, dar sigur, uite, are. Să știi că sunt niște săbii de plastic în primă fază. M-am gândit. Sunt bune sursele. Nu, dar ce, suntem aici la filmul lui Alec Baldwin să folosim arme adevărate? Logic. Da.
Doamne ferește. Nu, Doamne ferește. Bravo, David, felicitări. Mă bucur pentru tine, pentru că într-adevăr e un drum și dacă asta e pasiunea ta și crezul tău, așa să faci. Iuliana, mult așa succes. Să o să înceapă după aia discuțiile, că hârcă mări. Bine că sunt. Ne mai găzduiești tu aici cu o discuție două, trei. Nu începe balamucul, nu vă aștept eu. Putem veni și cu membrii de juriu aici, să știți. Poftim? Venim și cu membrii de juriu, nu? Suntem venim cu membrii de juriu, să vină oamenii să-și cânte piesele, că înainte veneau să-și promoveze piesele. Să vină, liniștiți, bineînțeles. Lăsați artiștii să vină la noi. Mulțumim foarte mult, Iuliana Marciuc. Doamnelor și domnilor, acum însă mergem printr-o legătură Skype la un cuplu de părinți puțin îngrijorați. Olguța Berbec este alături de noi, în brațe este tot Olguța, dar Olguța cea mică. Bun găsit! Bine v-am găsit, bună ziua! Mă bucur foarte mult că sunteți undeva la munte, e frumos acolo. Trebuia să o avem alături de noi și pe... mă bucur să te revăd, Olguța. Da, știu că trebuia să fie alături de tine și Cezara, numai că Cezara este... Ce s-a întâmplat cu ea? Cezara e puțin bolnăvioară, așa că a trebuit să o trimitem acasă cu bunicii. Sperăm să se facă bine. Înțeleg că o varicelă. Plecăm și noi în seara aceasta. E o varicelă, e ceva de genul ăsta, de se rezolvă, da? Da, așa credem, în prima fază. Da, e foarte frumos. Îmi place de cea mică, ai spus tu că o să fie neliniștită, dar văd că e foarte bine. Colegul nostru Tudor, că e coleg de echipă deja, este deja informat că o să vorbească direct cu tine. Prin urmare, întrebările sunt pentru Olguța și, bine, mai ales pentru Olguța, păremul să doar îl salutăm. Ia să vedem, Tudor, ce între prima ta întrebare, vreau să te aud. Bună, Olguța și Remus, cu câți copii dormiți voi în pat? Fetița cea mare i-a făcut loc celei mici? Ai pus o întrebare foarte bună, Tudor. Noi dormim toți patru. Voi dormiți patru într-un pat? La o zi cât mai apropiată în care să doarmă fetele singure. Dar momentan dormim toți patru. Cezara e o surioară bună și a acceptat-o foarte bine pe Olga. Păi da, acum când e cu varicela, cum vă descurcați, Olguța? Acum Cezara este la bunici, așa cum am spus, și probabil că o să ne separăm vreo două săptămâni. Dacă, apropo, pe cea mică tot Olguța îi spune sau cum îi spuneți? De fapt, stai, nu, Olga, stop, stai un pic. Tudor, ai cumva o întrebare legat de treaba asta? Pe fetița cea mică o cheamă tot Olga. Când Remus strigă în casă, Olguța, cine răspunde? Remus niciodată nu mi-a spus pe nume, Tudor, așa că dacă strigă Olga, este clar că se referă la fetiță. Și ție cum îți spune Remus? În multe feluri, dar nu Olguța niciodată. Cred că dacă m-ar striga Olguța, m-aș speria că s-a întâmplat ceva. Păi da, zim care în topul alinturilor, care este pe locul întâi? Trebuie să ne spui care este. Păi, spre exemplu, el mi-a spus fata cu dansul. Nu-mi spune chiar atât de lung numele ăsta prin casă, dar niciodată nu-mi spune Olguța. Niciodată în 7 ani și jumătate nu mi-a strigat numele, decât dacă povestește cuiva despre mine. Da, uite că a întrebat Tudor foarte bine. Totuși, cum dormiți patru în același pat? Nu vă e greu? Olga doarme în pătuț, Cezara doarme cu noi. E destul de greu, să știți. Cred că părinții cu doi copii cunosc lucrul acesta, dar sperăm să le dezvățăm. Bun. Tudor, alte întrebări? Dă-i un sfat finuței tale, Vlăduța Lupău, să aibă și ea un copilaș. Sunt convinsă că finii mei știu ce să facă pentru a avea un copil și când va fi momentul, Dumnezeu o să le trimită în dar unul sau mai mulți copii. Foarte frumos. O să vorbim imediat și despre Olguța cea mică. Hai să vorbim acum. Tudor mai are o întrebare, dar hai să vorbim despre cea mică. Povestește-mi puțin despre ea. Ce să spun, Olga are 10 luni și ea ne-a completat. Suntem întregi acum. Cezara este o surioară tare bună. Ne bucurăm că a acceptat-o frumos pe Olga. Și... cumva simt că aceasta este varianta finală a familiei Novak Berbec.
Perfect, doamnelor și domnilor, toate lucrurile bune în familia Novac, sunt în număr de 4. Doi copii, da. 2 fete. Dar rămăsese că vă doriți și un băiat. Se mai negociază sau gata? Tot Dumnezeu știe. Aha. Noi suntem aici. Foarte bine. Îl așteptăm. Deci ai vorbit cu Vlăduța, se hotărăște totul să devină mamă sau mai stă prin trending mult așa? Eu cred că toate lucrurile la vremea lor și sunt convinsă că o să am un finuț frumos ca ei. Grozav. Tudor, îți dau legătura. Cezara a cântat o piesă frumoasă de Crăciun. Ce a pus ea pe lista moșului? Chiar în dimineața aceasta Cezara mai adăuga în listă câte ceva. Își dorește multe jucării. Este în faza în care își dorește foarte multe jucării și hainuțe elegante. Ea este o fetiță cochetă. Chiar foarte des pronunță acest cuvânt, că vrea să fie elegantă. Asta înseamnă că e pasionată și de shopping? În general, da. Tot ce este roz, cu sclipici, o atrage. Dar seamănă cu tine, cu shopping-ul? Sau nu? Nu chiar, eu sunt destul de ponderată. Aha. Zic. Da. Depinde cu ce comparăm. Da. Hai să vedem dacă Tudor mai are un mesaj. Nu mai are. Mai avea un la revedere, dar probabil că și l-ia puțin mai târziu. Bine, deci... Mulțumesc, Tudor! Și Tudor vă mulțumește și vă pupă pe amândoi. Ce vreau să-ți mai spun este că de când nu ne-am mai văzut noi, într-adevăr, tu ai... Familia ta este cu adevărat spectaculoasă și vă felicit. Și vreau să vă întreb legat de cariera voastră și despre momentele prin care treceți acum, având în vedere că pentru artiști a fost greu anul ăsta. A fost altfel. Eu n-aș zice că a fost greu. A fost momentul să vină Olga pe lume și pentru lucrul acesta pandemia a fost benefică. Noi ne-am dorit foarte mult al doilea copil și iată, s-a întâmplat în pandemie, deci nu vreau să mă plâng. Pe lângă asta recunosc că de când s-a născut Cezara și desigur de când începusem să cânt, dar de când s-a născut Cezara eu nu m-am mai oprit niciodată până în pandemie din cântat. Mi-a făcut bine această pauză și nu vreau să mă plâng de nimic. Sper că și alți colegi au înțeles că n-a fost chiar atât de rău. Foarte interesant mesajul. Mai ales că atunci când Dumnezeu îți dă un copil înseamnă că totul a fost cu un sens. Mulțumim foarte mult, Olguța. Eu vă mulțumesc. Da, mai ziceți că avem... mesajul, ia. Zi, maestre, te ascult. Se copiază acum. Păi, dar nu știu dacă mai la avem... La revedere! La revedere! La revedere, Tudor, vreau să ne întâlnim în platou. O să vin cu fetițele. La revedere! La noi, în familie, așa se salută lumea, știți? Da, mulțumim, Olguța, la revedere, publicitate! Eu vă mulțumesc! Leonard Doroftei ne deschide astăzi ușa casei lui din Canada. Ce face fostul pugilist la aproape 3 ani de când s-a mutat definitiv din România, ne spune doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu ratați! Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei este un afacerist de milioane. Cu ce se ocupă Adrian, dar și cum s-a obișnuit întreaga familie cu mutarea în Canada, aflați imediat, doar dacă stați cu noi! Leonard Doroftei ne deschide astăzi ușa casei lui din Canada. Ce face fostul pugilist la aproape 3 ani de când s-a mutat definitiv din România, ne spune doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu.
nu rata! Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei este un afacerist de milioane. Cu ce se ocupă Adrian, dar și cum s-a obișnuit întreaga familie cu mutarea în Canada, aflați imediat, doar dacă stați cu noi! Da, doamnelor și domnilor, mergem prin bucătărie. Bucătăria a fost ocupată de o cașcă de haiduși, doamnelor și domnilor. Ce-i vedeți? Mușchetari. Bun găsit, patru, dragilor, trei. Ce faceți? Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Am venit aici la voi ca în ajun de minunatele sărbători să vă delectăm cu o rețetă minunată, să vă aducem și un videoclip de-al nostru, un alt fel de colind, îi spunem noi, de-al haiducilor lui Șeptecai. Așa? Șepte cai. Pentru, păi eu noi îl pusesem în schemă, dar o să fie toți haiducii lui Șepte Cai, care să au numele de cod Șef Rozmarin, votați la 1444, se apropie finala. Să câștigăm. Verdeață, nu? Complicat. Puțin porc mergea, e mai cinstit. Da. Ce gătim astăzi, dragilor? Păi o să facem ceva de post cu niște ficăței de pasăre. Da. Era vegană pasărea, deci nu-i problemă. Da, zi e chiar. N-am mâncat carne deloc pasărea, mi se pare corect. Un sote de ficăței de pasăre cu legume și niște ciupercuțe nebușite și un pic de vin alb sec, bineînțeles. N-are nume, adică e un suc alb, atât nu e. Un pic de vin alb să punem mâncare. Mâncare. Nu, că zic că și un pic de vin alb, că aduci și niște apă minerală și începem. Nu, dar Ligiana e la ușă. Păi aia cu vin la tine, știi, adică cam așa. Așa e. Da, doamnelor și domnilor, lăsăm pe băieți să apuce de treabă. Revenim la ei, mult succes. Doamnelor și domnilor, este bine, dar chiar, uite, mai stăm o secundă, avem o chestiune. Dacă a fost și Tudor cu susul în jos, este și jos în sus, este și Leonard Doroftei, ceea ce nu prea este bine. Deci, cum ați mai făcut treaba asta cu gătit? Ia uite, l-ați văzut? E așa. Ce ați făcut, mă? Cred că mi-a găsit mie. Stai așa, da. Moșule, stai așa că e bine, dar te vezi puțin strâmb. Hop. Bine, bă, băiatule, s-a putut. Ia uite, moșule, erai culcat așa, dar nu era cazul, ca să zic așa, că pe tine nu te-a culcat nimeni în cariera ta. Niciodată, n-are cum. M-am îndoit odată, dar spre sfârșitul carierei. E adevărat. O singură dată, dar aia nu s-a pus. Doamnelor și domnilor, o mare bucurie să-l văd pe moșul Doroftei alături de noi. În afară de faptul că mă uit la tine, măi, la vreun concurs de manechine, ceva, ești subțirel, tras prin inel, mă uit la tine, tuns, ras, frezat. Ce faci? Cum ești? Sunt pregătit de nouă carieră, o nouă viață. Am început să antrenez. Mă simt ca un pește în apă și vreau să dezvolt această temă. Bun. Te rog, zi. Sunt ok. Nu. Nu, e foarte bine că ești ok. Și crede-mă că a fost o decizie înțeleaptă să te duci acolo unde ești, că aici e balamul cu mare în țara asta. Ești foarte bine și crede-mă că la câte se întâmplă aici, moșule, cred că mai bine stai în Canada unde iarba crește până la ora la care se scrie în program. Aici cu programul mai complicat. Nu știu ce să zic. Foarte greu, dar asta e, mergem înainte. Ceea ce simt eu de la tine... Important este că îmi doresc să fac ceva și asta mă ține ocupat, că altfel n-ar fi chiar atât de ușor să treci printre străini, o țară străină. Doar că sunt Leonard Doroftei, am fost destul de deștept, m-am înconjurat de oameni români și mă simt ca acasă, sincer, mă simt ca acasă. E foarte bine și în primul rând trebuie să spunem, ești în țara unde tu ai boxat și lumea te respectă. Sunt în țara unde am stat, care m-au trimis să boxez. Păi, de fapt am fost un român care a venit în Canada și a boxat în America. Exact. Da, n-a fost rău. Am reușit să fac ceva frumos. Da. Hai, te rog, povestește-mi, o să vorbim și despre tine, dar ca orice cap de familie, ceilalți întotdeauna sunt. Povestește-mi despre fiecare dintre membrii familiei tale. Mă uit la fiica ta, pe care o știu de când aveam emisiune și era micuță, și acum arată, este o domnișoară absolut senzațională.
domnișoara a împlinit 18 ani, este mare, are propriile decizii, spre surprinderea noastră vrea să fie doctoriță în viitor. O să vedem, o să vedem. Bun. A fost o discuție în casă, la masă și probabil vom avea un doctor în familia Doroftei. O așa un doctor. E foarte bine. Moșule, pe de altă parte vreau să te întreb pe tine acum, să dăm și pe glumă, în calitate de tată, de fată. Cum e? Pușca-i mare, ți-ai pus mănușile, te-ai pregătit, că poate vine și vreți o fură vreun haiduc pe acolo. Cam complicat, și de ce? Că până să ajungă la mine trebuie să treacă de frații ei. E mult mai complicat decât cu mine. Dacă cu mine ar găsi o înțelegere, cu frații nu cred că ar găsi o înțelegere așa ușoară. Am înțeles. Din seria, dacă eu sunt campion mondial, să-i vezi pe aia ai mei cum sunt, nu? Cam poate povestea, sigur. Foarte tare. Bun, deci știm, o să avem o doctoriță, are 18 ani. Ceilalți băieți, unul dintre ei înțeleg că... Unul dintre ei... Absolut, Doamne ajută. Unul dintre ei înțeleg că deja dă lovitura în afaceri, nu-i așa? Adrian, da, dă lovitura în afaceri. Alex, pe care și este inginer, fizician, a terminat facultatea, a terminat-o bine... Acum vine la noi și e într-o perioadă în care se gândește ce să facă. Foarte tare. Prin urmare, aș putea spune că ești un tată mulțumit și fericit de faptul că copiii tăi sunt pe drumul lor. Sunt un tată care, da, sunt un om care am plecat de jos, nu m-a întrebat nimeni unde mă duc, ce fac, nu m-a întrebat nimeni dacă am mâncat sau dacă m-am spălat. Am știut să am grijă de copiii mei. Și asta pentru că am o soție care ne-a învățat ce înseamnă familia și m-a învățat pe mine ce înseamnă familia și ne ține în continuare uniți și suntem o familie adevărată. Povestește puțin despre soția ta, o femeie absolut minunată și puternică și care este unul dintre noroacele vieții tale. Ce să spun? Da, este norocul vieții mele. Titlul mondial a fost o minciună pe lângă faptul. Am întâlnit, chiar titlologia, am întâlnit un om care a știut să ai grijă de mine, să mă ajute atunci când a trebuit și să mă susțină în continuare, și la bine și la rău. Și să te iubească, moșule. Să aibă parte de familie așa cum am fost noi și să aibă înțelegere, așa cum am avut noi în casă. Bun! Povestește-mă acum despre drumul tău ca antrenor, ce ai de gând să faci acolo, cum ești? Deocamdată sunt un antrenor așa micuț care vrea să învețe despre această carieră de antrenor, despre această lume antrenoratului. Nu m-am gândit niciodată că voi avea tare, că voi putea... Eram conștient de faptul că am un bagaj mare de cunoștințe, dar nu mă gândeam că am atâta răbdare. Nu vreau să mă laud, dar sunt ceea ce ar trebui să fie un antrenor. Muncesc cu sportivul, am dat 20 de kilograme jos, numai muncind, nu m-am antrenat eu pe mine personal, muncind cu alții, am dat 20 de kilograme jos. Foarte tare. Asta e foarte bine. Eu mă bucur că te văd în forma asta, ca să zic așa direct, ai întinerit. Da, pot să spui așa că m-am schimbat față de acum 5 ani, nu mai mult. Sunt mult mai bine, mult mai competitiv. Chiar pot să spun că un meci de box aș face cu oricine, dar nu mai mult o replică, pentru că am o vârstă. Băi, o replică, bărbate. Poate cine știe, știi cum era ca în filmele alea cu Stallone, venea la Rocky, îl provoca și mai venea și le mai dădea, le mai căra niște pumni și când mai câștiga o dată. Nu, aici sunt pedepsele mari pentru violență. Da, foarte tare. Cum te distrezi acolo? Cum te zici că ești într-o gașcă de români? Cum sunteți? Cum faceți? Suntem weekend la munte, găsim câte o vacanță și o excursie, în vizite. Numai gândește că am plecat 15 ani din Montreal și când m-am întors am găsit un alt oraș. Ce tare! Ce tare! Nu mai dezvoltat, nu mai puternic și foarte mulți români. Nu te duci
vorbim românește. Frumos te duci, vorbim românește. Excelent. Foarte tare. Bun, voi acolo, deci soția ta lucrează sau se ocupă de familie, că sunt lucruri de așezat cu toți copiii? Se ocupă de familie, are grijă de noi deocamdată și ne așezăm pe picioare. Bun. Da, are un job, pentru că fiecare trebuie să aibă un job aici, pentru că ți-e umpli timpul, că nu poți să stai numai în casă. Se întunecă la 4, iarna e lungă, iarna e grea, omătui mare, semne bune anulare. Aia e. Bune de pe... Ce faci? Ce faceți acum de Crăciun? Mai stai și voi un porc, mai un șprițuleț, mai o treabă? Uite, pentru prima dată o să particip la o sacrificare. Așa. Mărcă de diaconul, da, m-am fost invitat să mergem la o tăiere de porc, să vedem cum va fi, n-am fost niciodată. Și nu știu cum sunt aici tăierile de porc. Auzi, și la voi în Canada, acolo sunt legi de astea în sensul în care nu mai poți să tai porcul, ci trebuie să-l convinzi să-și ia singur zilele, sau cum? Nu știu, pentru că n-am fost. Chiar n-am fost și nu, chiar sunt așa de curios, n-am unde la noapte. Aia e, știi că, e o barbarie să omori porcul, așa că vorbești cu el până când sucombă, știi? Adică la un moment dat nu mai poate și se duce, știi? Nu știu cum se procedează. Să plictisește și cade, da. Aici în Canada, am fost toată în România, dar am spus că nu mai trebuie niciodată. Apropo, ai vorbit de România, am vrut mai întâi să vorbesc de universul tău de acum. La ce te gândești când îți spun cuvântul România? Acasă. Totuși aici rămâne acasă. Nu știu, de unii sunt la o fericitate, de unii sunt certat, pentru că am o gândit. Fiecare, suntem oameni, fiecare gândește în felul lui, fiecare... Mi-am spus, am plecat pentru că am fost supărat, am luat o decizie la supărare, probabil cine știe ce se va întâmpla în viitor. Dar n-am murit, n-am pădut în cuie că voi rămâne aici pe restul vieții. Fiecare o etapă și este o etapă și vreau să duc la capăt. Eu cred că tu ai luat o decizie corectă când ai plecat. Nu știu cât de corectă este, am luat o decizie pentru că așa am simțit o nevoie atunci. Nu mă regăseam, pur și simplu. Nu știu, pentru toți cei care mă judecă, eu zic să întâi să uită la ei în oglindă și să-și vadă propria lor viață. După aceea să judece pe altul cu deciziile lui, cu ce a făcut, de ce a făcut, pentru ce a făcut. Fiecare simte ce simte în momentul respectiv. Am avut puterea să iau o altă decizie. Eu vreau să spun lucrul următor. Noi am mai vorbit chestia asta, dar o singură dată o spun acum. Tu meritai mai mult respect în România, de la locul și de la orașul. Am avut respect. Oamenii m-au respectat. Oamenii, dar statul... Dacă le analizăm greșelile, îți spun ce a fost. A fost o greșelă pentru că n-am fost într-un partid politic, n-am făcut parte într-un partid politic, am fost la... în bătaia vântului și fiecare s-a folosit. Ăsta e adevărul. Ce vrei mai mult? Nu știu. Ar fi trebuit să fiu într-un partid politic și să merg pe o aripă. Te înjură unii, te iubesc alții. Așa, dacă stai la mijloc, te înjură pe unii, pe alții. Ai dreptate. Deci ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Așa, și așa se va întâmpla în continuare. Nu ești cu stânga, ești cu dreapta. Trebuie să fii. La mijloc nu poți să fii singur. Nu poți să fii, pentru că vei rămâne singur și vei suferi singur. Da. Vreau să știu dacă... Ce scuze dacă... Pentru cei care nu-și aduc aminte, tu ai avut un restaurant legendar în mijlocul Ploieștiului, care ți-a fost luat printr-un gest cel puțin discutabil. A fost la... Ții minte că am venit să fac filmare la tine acolo, la stadion, să încercăm să pornim acolo. Acolo nu era locul să faci așa ceva. Și le aminteam colegilor mei că tu ai o casă al cărui teren nu este al tău. Și încheie această discuție. Uite, am avut că nu mai am. Ai vândut casa? Pentru că am luat o decizie, am făcut niște investiții, suntem ok, suntem pe un drum bun. Nu mă laud, nu mă bai. Sunt pe un drum bun, muncesc, am ocupație, sunt bine mulțumit lui Dumnezeu. Totul este ok și totul merge. În primul rând am familia cu mine, cel mai important lucru, care îmi dă energie și putere. Și sunt pe Facebook tot timpul și sunt acasă. Chiar nu simt lipsa de acasă. Sunt tot timpul conjurat de prieteni, de oameni, vorbim, râdem, glumim.
unde mă duc vorbim românește și în orice magazin mă duc tot românește vorbim. Aia e treaba. Moreanu e pământ românesc, deja e cucerit. Da. Să știi că va fi de curând va fi românesc. Da. Îți mulțumesc foarte mult. Pe românească. E adevărat. Moșule, te regăsesc mult mai serios decât te știam înainte, dar poate că e mai bine așa acum. Da, sunt mai concentrat pe ceva. Acum chiar am ceva de făcut și am ceva de dus la capăt. Fii atent. Acum dacă tot... Când eram acasă, timpul trece, leafa merge. Acum, uite, acum sunt concentrat pe ce am de făcut. Mă focusez și totul merge, chiar totul merge bine. Moșule, noi te-am iubit te vom iubi câtă viață ne-o da Dumnezeu. Acum dacă am spart gheața și gheața e groasă în Canada, că acolo se joacă hockey, frate, nu ca la români, hai să ne mai auzim. Nu știu dacă ne mai auzim în decembrie, sărbători frumoase, pupă toți copiii cu tot dragul și dorul familiei noastre care... întotdeauna a fost alături de voi și data viitoare pentru cei care doresc o mai dăm și pe glume. Acum am făcut doar așa o dare de seamă unde este marele campion și un mare suflet al României, Leonard Dorin Doroftei. Sărbători fericite, România, să fiți sănătoși, să fiți puternici. Doamnelor și domnilor, să fiți puternici. De fapt, ăsta e mesajul cel mai important pe care îl oferă Moșu. Pentru că dacă sunteți puternici, puteți să luați și decizii importante cum a luat el. Toate bune! Mulțumesc foarte mult! Hai la bucătărie un pic să vedem acolo ce se întâmplă. Vă salutăm și noi pe Moșu Doroftei și urăm sărbători frumoase. Și multă sănătate. Da, ne-am apucat de... Și așteptăm în bucătărie. Da, noi ne-am apucat de gătit. Da. Doamnelor și domnilor, deja uleiul să... Moris mânuiește niște cașcaval. Da. Asta e treaba. Când încep să vorbești la cașcaval, înseamnă că trebuie să iei o vacanță. Da? Păi nu, că a zis Moris că nu merge găteala fără să luăm puțină motorină. Și atunci am zis să... Da. Mi se pare corect. Puțin ulei de motor să nu meargă. E foarte clar. Păi înseamnă că... Mulțumesc foarte mult, băieți. Hai să vedem însă, doamnelor și domnilor. Ce? Sunteți în grafic, da? Nu știu exact cât de lung e graficul, dar important este acum să știți că aseară, într-o apariție cu totul și cu totul rară, Gheorghe Hagi a venit la un eveniment mondan. Am fost acolo. Nici nu s-a renunțat bine la restricții, că a și început să reînvie suflarea showbizului românesc. Ieri a avut loc în centrul Bucureștiului un eveniment cu ștaif la care au participat nume mari, printre care și legendarul Gică Hagi. Prezență rară la un eveniment mondan, Gică Hagi a venit în vizită la bunii săi prieteni care și-au lansat un magazin cu haine de lux. Așa cum îl cunoașteți, discret din fire, nu a dorit să iasă în niciun fel în evidență. Ba, mai mult, a stat retras împreună cu câțiva apropiați și a profitat din plin de câteva minute de relaxare într-un cadru amenajat ca de petrecere ce amintea de evenimentele de odinioară. Adept al unui stil minimalist, Gică Hagi a optat pentru o ținută sport casual de culoare neagră, așa cum ne-a obișnuit. Cu toate că jurnaliștii l-au așteptat cu entuziasm minute întregi, în speranța de a obține un interviu, regele fotbalului a refuzat politicos, urmând să plece apoi acasă. Chiar și așa, apariția sa i-a bucurat pe cei aflați la eveniment, căci nu în fiecare zi se ivește ocazia de a sta alături de o legendă vie. Doamnelor și domnilor, vine un băiat care a dat lovitura și cu fata cu care speră să dea lovitura încă o dată, cu siguranță că ați auzit și de el și de piesa pe care o cântă, și va deveni tată, plus fata e fată de conservator, cea cu care lucrează. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră Luis Gabriel și Shondi. Ce înseamnă să fii băiat politicos? Bună ziua!
în față, normal, așa se normal face. Haideți frumoșilor, vă rog să luați loc. Mulțumim din suflet să vă salut așa. Ia să vedem, dragii mei, el este Luis Gabriel și să mă arate mie ăla care nu-l știe pe Luis Gabriel. Pentru că trebuie să vă spun că piesa o știe toată lumea și este într-adevăr un dintre hiturile anului. Cum te simți? Mă simt mai bogat sufletește, mai bogat material. Cum e când ești tare o de când ai lovitura anului? Material nu. Încă nu. Nu vreau să vorbesc despre... Nu vrei să vorbești? Nu-mi plac lucrurile astea. Adică gen, mă simt mai bogat prin ce? Prin... Scuză-mă un pic. Mă, voi, de ce cântați acolo, mă, ține bune? De la ulei. Da. Hai duce lui șapte cai, gătesc foarte bine acolo, o să ne întoarcem imediat la ei. Foarte bine. Bravo. Acum, un hit merită să fie continuat, de aceea... Eu zic că este continuat. Nu-i continuat? Aia e treaba. Foarte frumos. Ați înțeles care e treaba? E același ca la pod. A venit partenera de scenă și a început să pune mâna pe treabă și să vorbească. Ea este Shondi. Înțeleg că ești absolventă de conservator, nu? Da, sunt absolventă de conservator. Am studiat 12 ani vioară la Deva, la liceu de muzică, pian 8 ani și fac doar muzică. Muzica este tot ceea ce iubesc și deci, fac. Deci nu înseamnă că toți oamenii care cântă în zona de petrecere sau din această zonă trebuie să fie oameni fără școală. Iaca, fată. Dar eu nu cânt numai de petrecere, eu cânt muzică ușoară, cânt muzică de toate cânt aia eu. Aia și zic. Dar am și studii și știu exact ceea ce fac atunci când cânt. Dar vedeți ce soție frumoasă am? Băi, despre soția ta n-am să spun, v-am mai văzut la televizor. Sunteți rupți din cer, să nebune, sunteți frumușei amândoi. Mulțumesc din suflet. Să străiască, înțeleg. Nu, aici nu e ea. Nu există, nu. Aici nu. Să înțelegem, deci mai apare câte o poză de asta, dar nu e fitil. Nu este. Mai apar și fete să pozează cu el, că e popular. Dar chiar, e geloasă? Nu este geloasă. Încă? Încă. Să sperăm că așa va rămâne. Da, acum ea e însărcinată, nu? Da, este însărcinată. Când o să nasc? Cred că prin iunie sau iulie. Depinde. Foarte tare. Asta înseamnă că o să fie rac sau leu? Da. Sau, nu știu, poate fi și gemeni, gen mai. Poate să fie și gemeni dacă e în iunie, am înțeles. Nu, mai la sfârșit, probabil. Cred foarte tare. Bun, pe de altă parte, știi că o femeie însărcinată, după aia tu trebuie să pleci, mai pleci la scenă, ai grijă, spune-i unde ești, fii băiat cu minte. Normal, sunt foarte fidel. Bun, e foarte frumos că voi, tu și cu iubita ta, cu Hazirand, ați devenit părinți, deveniți părinți la o vârstă foarte fragedă. Da, ni s-a spus des asta. Dar mie pe vremea părinților noi așa era. Da. Cum sunteți voi? Pe vremea noastră nu mai e așa. Da, de ce e așa repede? Pentru că nouă chestiile astea ne plac. Adică gen să ne formăm o familie, să avem o relație frumoasă, să fim mult mai grijulii, să avem, nu știu, o responsabilitate. Acum aveți mai multă răbdare. Da. Sunteți tineri și sunteți în forță. Și aveți răbdare să creșteți adică copilul. Adică eu între faimă și familie aleg mai mult familie. Foarte tare. Pentru că cum vezi faima? Adică știi că și faima, dacă devii prizonierul faimei, s-ar putea să o pierzi la un moment dat. Corect. Dar atâta timp cât ai o familie puternică și te iubește și te întărește acasă cum trebuie, eu zic că devii puternic, din ce în ce mai puternic și cu poftă de muncă. Hai să vreau să te întreb ceva. Acum, de când ai lansat piesă, cred, bănuiesc că te-au chemat un milion de oameni să cânti, nu? Foarte mulți. Zim cum e pe la petreceri, cum se distrează lumea pe piesa ta. O să vorbim și cu tânăra domniță care se pune în valoare, ca să zic așa, e un moment pe care trebuie să scoatem și pe ea. Țin să vă spun că am mai scos piese foarte multe și chiar au vizualizări, au 14 milioane, 15 milioane, 17 milioane. Adică gen foarte multe. Dar când pronunț cuvântul toate diamantele, că urmează toate diamantele să cânt, oamenii dau drumul la telefoane și filmează. Nu dansează, doar filmează, atât. Deci e piesă de văzut. Da. E foarte tare. Bun, ai avut vreo reacție simpatică din partea vreunui fan sau unui admiratoare? Dar mereu. Dă-mi un exemplu. I-a pus numele copilului, numele meu, Luis Gabriel. Bă, frumos. E și nume frumos. Da. Dar tu ai nume de actor de telenovelă, de ăsta, fix, sud-american. Păi mama mea se uita mereu la telenovele. Deci ăsta e numele tău, Luis Gabriel, nu? Și numele de familie care este? Tudor. Luis Gabriel Tudor. Da, numele de familie Tudor și Luis Gabriel. Foarte frumos, foarte frumos. Deci e chiar un nume curat. Pe tine cum te cheamă, dragă? Pe mine mă cheamă Alexandra Bărăceanu. Foarte, foarte drăguț. Da, un nume foarte lung. Cum e să lucrezi cu acest domn care în acest moment, în anul 2021, este un garant al succesului? Adică pui mâna pe el și apar diamantele. Da, sunt foarte onorată. Deci chiar mă simt foarte bucuroasă și foarte onorată să cânt alături de un om care a reușit să facă 100 de milioane de vizualizări într-un an. Mi se pare super tare.
cum se ajunge la 100 de milioane? Pentru cei care nu s-au dat până acum pe YouTube, nu-și dau seama ce înseamnă treaba asta. Cum se ajunge? Nu-i simplu. La 100 de milioane se ajunge să pui multă dragoste în ceea ce faci. Adică, nu știu dacă ați urmărit clipul dumneavoastră, dar acolo a fost făcut totul natural. Așa. S-a filmat cu telefonul, deci nu era nici cameră, nimic. Piesa a fost făcută în 45 de minute, jumătate de oră. Adică a fost totul natural. Înțeleg că are și elemente dintr-o piesă din zona Balcanilor, sau... Da, așa. Da. Dar am depășit originalul, mi-au cerut dreptul de autor cei de la... Trebuie să dai, n-ai contract. Am plătit, nu-i problemă, s-a rezolvat totul. Important este că a mea a prins mai mult, pentru că lumea a apreciat foarte mult cântarea mea din suflet, că am transmis. M-a văzut un băiat simplu, nu am făcut un videoclip de fițe, pentru că era primul meu videoclip. Nici acum nu aș face, eu nu cânt de bani, de averi, poate rare ori să mi se ceară. Dar în rest eu cânt doar de iubire, de ceea ce simt. Mă, Luis, tu cânti de iubire, tată, dar tot ceea ce e bun pe lumea asta și costă puțin. Adică sunt convins că încetul cu încetul o să te ajungi. Ai copil mâine, poimine. Da, corect, corect. Știi ce este? Încă nu știi, nu? Încă nu știu. Peste o lună sau două să aflu. O lună sau două, nu? Da. Foarte, foarte tare. Dar ce vrei să fie? Fetiță vreau. Ah, dar de ce vrei să faci fetiță? Pentru că vreau să semene cu mama ei, să, nu știu, să mă reîndrăgostesc chiar. Mă, și dacă e băiat și seamănă cu tine, o fi rău? Nu, nu este rău, dar fetițele sunt mai drăgălașe, așa, mai cutați, da. Mai cuminți. Da, dar am vorbit și cu moșul, cu Leonardo Roftei mai devreme. Dacă ești tată de fată, trebuie să ții și pușcă mare, că după aia, aia e treaba. Da, dar dacă mi-ascultă sfaturile, presupun că, na, dacă nu primești abordări, nu ai de ce să greșești. Ai tocmai tu ești tată la 24 de ani, ești foarte tânăr. Crezi că ai trecut suficient în viața astfel încât peste niște ani de zile să-i spui? Care a fost viața ta până acum? Cum ai ajuns până aici? Adică la 24 de ani ai dat lovitura. E o vârstă frumoasă. Da, nu-ți dai seama cât de tânăr ești. Da, sunt foarte tânăr. Păi, am jucat fotbal. Aha. M-am oprit din fotbal, am jucat și în Franța, m-am întors din Franța, am jucat aici puțin în România, după care m-am oprit în pandemie cu fotbalul pentru că nu s-a mai ținut. Iar eu, fiind familie cu Ionuș Cercel, cu omul care m-a consacrat, am stat în casă și pe timp de pandemie am compus piesa asta, a prins, fanilor le-au plăcut foarte mult și ar fi trebuit să ies pe teren. Normal. Mai ești pe teren și ești centru atacant, mai încotro, da, mai da, poți, da. Poți să fii în poartă și nici fundaș central. Acum trebuie să o dai tare. E foarte frumos. Ce trebuie să știm despre tine? Deci, în primul rând, în afară de conservator, ceva super important. Fix acum, nu știu cât e ceasul, e 5 și câte minute? 5 și jumătate. Deci, acum jumătate de oră, pe canalul Golden Boy Society, s-a lansat ultimul meu single, produs de Alex Velea, și cine ne urmărește să dea click, să dea share, să dea like, să dea comentariu dacă îi place piesa. Dacă nu îi place, poți să dea comentariu negativ, că eu mă bucur pentru orice. Numai să asculte. Oamenii să asculte pentru că să vadă că poate să cânte și alt gen. Da, și că poate să cânte toate și da. Foarte frumos. Cum v-ați întâlnit? Pentru că Ionuț sau cum ați ajuns? Nu, prin impresarul meu, prin Cătălin Rotaru, care este singurul meu impresar, și dacă doriți să vin să vă încânt la o nuntă, să dansați pe valsul mirilor, să faceți să fie frumoasă petrecerea, am să vă rog să-l contactați. Aveți numărul lui acolo la melodii în YouTube sau și pe Instagram. Pentru mine același impresar. E foarte bine. Domne, îmi placă fetele de azi, și cum sunt pe vremea mea, să spunea, adică care e și acum? Că sunt înfipte, băi. Deci când a intrat fata la emisiune, bă, nu stă să, domne, mă cheamă, nu mă cheamă, vorbește, nu vorbește. Trebuie zis, ce e de zis, trebuie zis. Aia e treaba. Am zis ce a fost mai important. Canalul Golden Boy Society. Mai e ceva? Mai e ceva? Pe acasă, eu știu, mai e de anunțat ceva, eu știu, să mai e ceva, eu știu. Nu, atât. Murăturile le-a spus, mai trebuie nu de schimbat, piese de schimb la mașină, nu, totul ieri. M-am liniștit, că nu știa exact ce... Cine știe ce mai spune asta, mic? Foarte frumos. E foarte bine. O să ascultați imediat piesa lor. E foarte frumoasă și vă recomandăm. Dacă nu, oricum, omul e producător de milioane. Țineți tare cu el. E foarte bine. Bun. Ce părere a avut femeia vieții tale când a auzit această piesă? I-a ce plăcut foarte mult. Dar eu mă consult cu soția mea acasă. Îi spun soție pentru că i-am dat inelul, i-am dat verigheta, cum spun în melodie. Am cerut-o chiar la un concert de soție. Mă consult mereu la o melodie, pentru că soția mea... Pe piesa asta ai și cerut-o de soție, dacă nu mă înșel, nu? Sau poftim? Ceva? Pe piesa asta ai cerut-o de soție? Nu, pe piesa toate diamantele. Asta zic, cu diamantele, da. Da, eram la concert și când am pronunțat cuvântul îți cumpăr planeta, îți dau verigheta, am oprit formația și m-am pus în genunchi și i-am dărât inelul. Ce băiat! Îți dai seama. Știi, hai să-ți vând un pont. Tău om nu chiar bătrân, dar făcut și eu
ciudat. Și care e rezultatul după ce faci o chestie de genul ăsta? Femeile te admiră, dar bărbații te înjură. Știi de ce? Că după aia vine acasă femeia și zici, uite, l-ai văzut mă pe băiatul ăsta, tu da. Nu ești în stare animalule să-mi aduci o floare. Uite mă! Să te aștepți. Da, las că e bine. Dar ce mai contează? Contează să o iubească ea și atât. Să-l iubească. Ia, pe el nu mai contează. Nu. Și el pe ea normal. Să ne iubim amândoi. De altfel nu-i dădea inelul. Foarte, foarte frumos. Se pare că normal că i-a dat inel. E chiar una dintre poveștile frumoase ale acestui an. Unde te vezi, de exemplu, la 30 de ani, Luis? La 30 de ani? Tot în România. Da? Tot să cânt. Cu doi copii. Doi. Păi te-ai luat repede, la 25 o să ai primul copil, da, da, okay. Vreau să fiu tătic tânăr, să copilăresc alături de ei, să pot să mă distrez, nu știu, eu așa consider că este ok. Și e foarte tare. Alături de soția mea, bineînțeles. Dacă sunt astea trei persoane lângă mine, cei doi copii și soția mea, nu mai trebuie. Foarte frumos. Ia, e la început, tu ești foarte tânără, pe tine... Cât e tânăr? Nu sunt cea mai tânără, eu sunt mai bătrână decât el. Luați-mă toți copiii de aici, că nebunesc. De ce bătrână? Eu sunt mai mare decât tine. Nu trebuie să spună ce vârstă are, că nu-i frumă dar zic că sunt mai mare, atâta tot. Dar e foarte bine că ești mai mare. Dar nu cu mult, îs un pic mai mare. Da, nu se întreabă niciodată o doamnă ce vârstă are. Dar nu zic. Dar acum... ce care zic, cu 3 zile și 24 de ani. Da, cam așa. Așa, bravo. În momentul în care deja piesa voastră s-a lansat, da? Da, s-a lansat. Îți cere lumea, bă, vreau să vorbesc și eu cu el, adică îți bagă pile către el prin tine? Să știți că chiar, deci, eu lui nici nu i-am spus, dar am primit mesaje de la fel și fel de fete, cum că dacă mă întâlnesc cu el, să îl pun să le spună nu știu ce. Bună, Arita sau la mulți ani, sau că nu știu nu, ce. Nu e nu știu ce, spune ce. Că ei, poate... Să zică chestii normale. Anormale. La mulți ani, bună. Să-i salut, să le da, spun să le salute, să nu știu ce. Dar atâta, dar nu i-am spus. Îți spun acum. Vezi că primesc o grămadă de mesaje pentru tine. Răspunde-le tu. Poți să le răspund eu? Da. Bun. Foarte bine. Deci, cu voce groasă așa, ia-ți o barbă. Dar chiar vreau să mi le arăt, pentru că eu sunt genul de persoană care dacă primesc mesaje, fă-mi și mie o dedicație pentru mama sau eu chiar îmi iau din timpul meu și fac. Da, fără nimic. Arăt. Nu dar contracost. Ai timp să dai pentru toată lumea? Pentru cine văd. Acum 10-15 persoane pe zi durează 10 secunde un clip. Era 100. Ai timp de 100? Păi nu le văd pe toate mesajele alea. Doamnelor și domnilor, asta mă gândeam. Asta e treaba. Într-o bună zi o să vezi că trebuie să ție o sosie, cineva care seamănă cu tine. Acum mi-am schimbat telefonul, dar în celălalt telefon aveam filmulețe numai cu dedicații pentru oameni. Pentru că am vrut să fiu un băiat modest să răspund tuturor. Nu vreau să-mi iau nasul pe sus de la o piesă sau de la chestii. Asta e foarte bine. Să știi că, în general, oamenii care procedează ca tine ajung foarte departe în viață. Știi? Cine și-a luat-o în cap repede, s-a și dus repede. Știi? Asta e foarte tare. Deci, familie, cât de bogat te vezi? Și material acum, să nu o dăm, că contează banii la 30 nu, de ani. Nu vreau să fac pe modestul, doar că nu știu. Adică, mie mi-ajunge doar să-mi fac eu poftele și familia mea și atât. Nu neapărat averi. Doamne ajută, toți vrem averi. Dar nu știu deocamdată. O să muncesc cât de mult se poate să pot avea ce-mi trebuie. Foarte bine. Am înțeles că din piesele pe care le cânti faci și donații pentru copii. Era o informație de genul Nu, deocamdată nu am făcut. Pentru că abia acum sunt oarecum puțin pe cont propriu să produc din YouTube. Și astea, fiind pandemia, nu am putut să cânt să produc altceva. Dar pe viitor, cu siguranță, voi e dona și frumos. Dar să faci rai. Foarte frumos. Bun. E momentul să vorbiți despre piesă, după care să îi lăsăm copiii să cânte, nu? Deci, da, abia așteptam. Și eram sigur că o să vorbească ea, nu știu de ce am simțit chestia. Deci dacă n-ai aia, zi, domniță. Păi spun, piesa a fost produsă de băieții de la Big Up Music. Așa? Boier Bibescu, Alessandra, ei au făcut așa? Linia, texturi și sunt foarte talentați și le mulțumim. Și Teoros și Teoros. Da, nu știu, a contribuit. Nu știu, dacă oricum e foarte talentat, toată lumea știe asta. Da? Da. Bun, ok. Așa? Și să mai spunem despre piesă? Da, deci de cum produsă? Se numește piesa? Piesa se numește În sufletul gol, are niște versuri foarte frumoase, e pentru toată lumea care a trecut printr-o despărțire sau care urmează să treacă. Sau... No, deci nu? Arată către așa, care urmează să treacă către cameră, da? Da, cine urmează să treacă să asculte piesa asta și o să-i meargă mai bine, nu știu, să plângă mai ușor.
Păi după ce plângi, te descarci și ești mai bine. Aia e treaba. Doamnelor, dar noi sperăm să nu treacă nimeni prin despărțire. Da, să nu treacă, dar noi tot ne cântăm oricum. Să fie bine, să nu fie rău. Mai ales acum de sărbători, să aibă cu cine să împodobească bradul. Exact. Cu cine împodobești? Cu cine scutur bradul la sfârșitul? Da, doamnelor și domnilor, îi invit pe Șondi și pe Luis Gabriel acolo, în locul unde se cântă, unde fac luminile flic-flic acolo, acolo se cântă. Uite, vă fac. Este prima oară când vin aici la dumneavoastră. Hai, gătesc, arată bine în bucătărie, miroase foarte bine. Cum sunteți, băieți? Excelent. Aproape gata. Ficățelul e bine sănătos? Bine sănătos. Curge. Am înțeles. Face frumos acum. Am înțeles. Voi beți puțină apă acolo, da, mi se pare normal. Organizată treaba. Da, e în regulă. Imediat o să vedem ce au gătit băieții. Să ascultăm următorul hit al anului de la cei doi tineri, Șondi și Luis Gabriel. Frumos, doamnelor și domnilor, Șondi și Luis Gabriel, ați terminat cu bucătăria, sunteți bine? Mai avem un pic, foarte bine. Hai la cântare. Hai să vă ascult și pe voi, doamnelor și domnilor, după care după pauză vedem cum au terminat. Da. Haide să vedem, doamnelor și domnilor. Da, hai duce lui șapte cai într-o super piesă. Haide, să ascultăm piesa. Dă-i bătaie.
liniște până când cresc în dur. M-ai rănit și n-am să te iert niciodată. Cine ești? Cine ești? Cine ești? Ce fel de iubire e asta? Să plâng numai eu. Să plâng numai eu. Să plâng numai eu. Nu-i corect ce faci cu mine. M-ai rănit mereu. M-ai rănit mereu. Te vede Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, Răzvan de la Pitești. Te salut, Răzvan. Te salut, bine te-am găsit. Hai, uite, vino repede aici până când îi salut tot pe haiduci. Doamnelor și domnilor, haiducește, adevărat, foarte, foarte spectaculos. Felicitări. Cu drag și aștept impresiile de după. Foarte bună la gust. Foarte bună. Morris este judecătorul nostru, el le gustă pe toate. Doamnelor și domnilor, uitați-vă la Răzvan, care între timp, trei copii, n-am stat degeaba. Foarte bine, bravo ție. Păi eu zic că cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu sunt copiii. Și familia, în general. Dacă ai familie frumoasă și copii, vii și mai devreme acasă și toate lucrurile merg bine, zic eu. Așa este. Pe de altă parte, activitatea merge, că îmi povesteai că copiii trag de tine dimineața, dar tu ai treabă, adică în continuare. Dar mai ales acum cum au fost sărbătorile, chiar am stat mai mult de studiouri, de filmări și ei nu știu, sunt micuți. Un an, trei ani jumate, șapte ani și ei atunci trag, tati, hai să ne jucăm dimineața la șapte. Tati, sunt obosit. Deci cât au copii? Un an, trei ani și șapte ani. Seamănă vreunul, adică și vreunul trage la muzică? Că tu ești din familie de muzicieni. Cred că toți. Toți? Crede-mă din suflet, cel mare, cred că are auz absolut. Ia auzi. Da, salut și pe cei de acasă, soția, o pup, mama și toți prietenii noștri. Răzvane, mă bucur foarte mult că te-am văzut. Sper să ne mai vedem... Un mare drag, Cristi, oricând spun cu da. Da, doamnelor și domnilor, sărbători fericite pentru familia lui Răzvan, o familie foarte frumoasă, de asta vă și spun. Să-ți meargă bine. La fel, sărbători fericite ție și celor de acasă. Toate bune, doamnelor și domnilor, a fost o emisiune cu de toate, gustoase să fie. Ne vedem luni cu alte surprize. Toate cele bune.